15 mai, ziua oficială în care suntem liberi să ieșim pe stradă fără să mai trecem pe declarație și să justificăm ce și cum și unde mergem și ce facem. Bună, bine ați revenit pe acest canal. Întâi, înainte de a ieși la plimbare, haideți întâi să vedeți acest vlog. Doi dintre autorii mei preferați. Dacă data trecută am vorbit despre Marquez și Leosa, astăzi am ales doi franțuzi, așa cum apare și în titlu. Dar înainte de toate, vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și nu uitați de clopoțel pentru că fără el nu puteți vedea următoarele vloguri. Trebuie să am pe aici onore de bănuțel, da, femeia la 30 de ani. Nu întâmplător am ales acești doi francezi. În mod normal, acest vlog trebuia să apară undeva la începutul lunii mai, deoarece Gustave Flaubert a murit la 8 mai 1880 și nu întâmplător l-am ales și pe celălalt, pe Balzac, deoarece Madame Bovary a fost inspirată din povestea femeii la 30 de ani. Am pe undeva și cartea cealaltă. Le-am citit pe ambele, evident, de aceea și îmi permit să vorbesc astăzi despre aceștia doi. De fapt, sunt singurele cărți pe care le-am citit de la fiecare. Am pe listă și altele, vă spun mai spre final, așa. Și rămân la Flaubert, care s-a născut cu acest talent de scriitor. El scria încă de la vârsta de 13 ani. Familia sa visa ca el să devină avocat, însă acesta s-a dedicat foarte mult scrisului, mai ales după moartea tatălui său, când a început să scrie tot mai mult. Și celebru a devenit odată cu apariția doamnei Bovary, când a fost foarte judecat pentru acest roman. Am scris eu și în recenzie, las linkul mai jos în descriere, dacă nu v-am povestit până acum. Da, nu i-am făcut vlog, însă am scris. Pe vremuri scriam mai mult decât vorbeam. Și acolo am povestit puțin despre acest roman. Vă spuneam că a fost foarte judecat atunci când a apărut această carte. Flaubert chiar a fost acuzat de ultragiu la adresa moralei publice și a religiei. Cu toate astea, criticii l-au considerat și îl consideră și astăzi unul dintre cei mai mari romancieri ai secolului al XIX-lea, el fiind totuși o valoare incontestabilă pentru literatura universală. Nu știu câți dintre voi ați citit romanul, dar și nici n-am să vă povestesc acum foarte multe, pentru că nu vreau nici să dau multe spoilere, vă las să citiți mai degrabă recenzia pe care am scris-o acum câțiva ani când am citit eu cartea, dar și mai ales să citiți voi, că asta este important, eu doar vă dau așa câteva flash-uri în cazul în care v-a scăpat acest roman, superb roman de altfel. E vorba despre povestea lui Charles și a Emmy Bovary. El este dar un doctor de la țară, destul de limitat, de mărginit, pe când Emma, care citește foarte multe cărți în mare de dragoste, visează și este într-o căutare permanentă a iubirii. Se căsătorește destul de tânără, sau nu neapărat foarte tânără, nu neapărat vârsta, cât fără experiență de viață, destul de crudă, necunoscând, negustând din alte iubiri, nu a apucat să trăiască atât de mult încât să fie mulțumită cu ceea ce a ales într-un final, cu omul cu care s-a căsătorit. Are și după două aventuri ușor penibile, aș spune, sau nu neapărat, s-a îndrăgostit totuși. Dar gata, nu mai intru în detalii, vă las să descoperiți mai departe, pentru că în recenzia scrisă am povestit destul de mult și am lăsat și câteva citate faine acolo. Dacă vreți, intrați mai jos pe linkul din descriere. Trecem la Honoré de Balzac, mai degrabă, pentru că am și cartea aici și pentru că mi-a plăcut foarte mult și vă spuneam că una s-a inspirat de la cealaltă. Și pentru acesta chiar am făcut un vlog, îl găsiți aici pe canalul meu de YouTube, las și pentru el linkul în descriere, poate vreți mai multe detalii, pentru că acum eu vorbesc așa în mare și mai degrabă despre autorii, despre scriitori, decât despre romanele celor doi. Despre Julie Castillon cu femeia la 30 de ani. Ambele seamănă foarte bine, ambele povești. Nu știam că a fost inspirată din cealaltă, pentru că eu tot simțeam asemănarea când citeam și nu mai știu, cred că doamna Bovary am citit prima dată și apoi femeia la 30 de ani. Da, pentru că pe asta am citit în jurul vârstei de 30 de ani. Da. Și dacă spuneam despre celălalt, că a murit în 8 mai, acesta se năștea pe 20 mai în anul 1799. Honoré de Balzac a scris foarte multe povești și romane care alcătuiesc ceea ce se numește comedia umană. Surprinzător că vă spuneam că nu degeaba și nu întâmplător i-am ales pe cei doi, nu doar pentru faptul că o carte a inspirat-o pe cealaltă sau un scriitor s-a inspirat de la celălalt, însă amândoi au renunțat la o carieră juridică pentru a se dedica scrisului. Și Balzac
la fel a ales să scrie. Se spune despre Balzac că era avid după faimă, după iubire și după avere. Dar totodată el era conștient și de geniul său. Balzac era nebunit după persoanele care încercau să urce, făceau totul, călcau pe cadavre pentru a urca în societate, în lumea aceea competitivă a Parisului. De aceea poate personajele sale negative sunt mult mai interesante decât celelalte. Personajele negative, cum ar fi bancherul, nu știu, omul acela fără scrupule, care făcea orice pentru a urca pe scara socială. Pentru că el era atras de ceea ce avea omul în conflict cu ceea ce era societatea. Și probabil vă este destul de cunoscut și vă destul de cunoscută tema balzaciană, pentru că am tot întâlnit-o și mulți scriitori s-au inspirat de la Balzac. Revenind la roman, ce să vă spun, mi-a plăcut foarte mult, vă spuneam că am citit-o în jurul acelei vârste, da, m-a atras titlul acesta, Femeia la 30 ani. Balzac cred că a fost inspirat totuși de amanta pe care o avea, da, multe amantele cu domne în acel secol al XIX-lea, nu că n-ar fi și în zilele noastre, de-aia și romanele sunt atât de bune și de delicioase, pentru că seamănă foarte bine cu realitatea. Însă, cred că, da, s-a inspirat și amanta lui era muza, pentru, și datorită acesteia a reușit să scrie romanul Femeia la 30 de ani. Ambele personaje feminine principale, atât Julie Castillon de aici, cât și Emma Bovary a lui Flaubert, au aceeași, este același tip de femeie, de fapt, care caută iubirea, nu o găsește, se căsătorește de tânără, crede că este ceea ce trebuie, pe parcurs au loc acele amantlicuri de care vă povesteam. Dacă mă întrebați care dintre ele mi-a plăcut mai tare, Femeia la 30 de ani sau Emma Bovary, aș spune că ambele, pentru că vă spuneam și mai devreme, seamănă foarte bine. Stilul este cam același și poveștile sunt destul de asemănătoare. Nu știu care mi-a plăcut mai tare, chiar nu pot alege. Cred totuși că doamna Bovary, nu știu. Deși aceea a fost inspirată din Femeia la 30 de ani. Parcă e mai stufoasă, un pic mai detaliată. Deși Balzac descrie și mai mult. Nu știu ce să zic. Ambele. Spuneți-mi voi dacă le-ați citit, care dintre ele v-a plăcut mai tare. Lăsați într-un comentariu. Sunt curioasă de părerea voastră. Ce mi-ar plăcea să citesc ar fi Educația sentimentală de la Flaubert. Și Salambo, am auzit că este un roman istoric foarte bun, care descrie realismul vieții franceze. Iar de la, Balzac mai am aici Verișoara Bet, pe care, roman pe care nu l-am citit și aș vrea să ajung la el, dacă îl și am în bibliotecă, ar fi ideal, nu? Dar când o să mai ajung și la ăsta, că atât de multe cărți pe listă, cred că e bun și ăsta, nu? Ce ziceți? O să-mi placă? Eu așa zic. Eu așa zic că o să-mi placă, pentru că îmi place Balzac cum scrie, un scriitor foarte bun și chiar am adorat scrisul lui, stilul lui de a scrie. Știți că și Călinescu milita pentru balzacianism și chiar am povestit în Enigma Otiliei când a făcut recenzia că are foarte mult din această temă și Călinescu s-a inspirat și el de asemenea de la Balzac. Mă refer aici la descrierile lungi, specifice și tipic balzaciene. Flaubert suferea de epilepsie, însă nu acesta este motivul pentru care a murit. El era un foarte mare consumator de alcool, cafea și tutun, aviz celor care fumați foarte mult, și obișnuia să spună, nu cred în glorie și totuși mă omor pentru ea. Iar Balzac, deopotrivă, când era bolnav, spunea, am avut 8 zile de febră, timp în care aș mai fi putut scrie o carte. Ce talent, ce talent! Cam atât pentru astăzi, spuneți-mi dacă ați citit acești doi autori, ce cărți ați citit de ei, ce recomandați în afară de ceea ce am prezentat eu astăzi și care dintre cele două cărți este preferata voastră, Femeia la 30 de ani sau Doamna Bovary. Dacă aveți și alte recomandări, vă rog să le lăsați în comentarii. Mă bucur că ați fost și astăzi cu mine, eu sunt Roxana, dacă nu v-ați abonat până acum, vă invit să o faceți, să apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea posturile care apar marțea și vinerea când sunt eu aici, de obicei marțeara și vineri dimineață. Ne vedem și pe Instagram, dacă aveți plăcerea și aveți conturi acolo, vă invit pentru că povestesc mai multe în story-uri sau arăt mai multe în story-uri din cărțile pe care le citesc sau le-am citit. Acum mă omor, mă chinui grav cu una dintre cărți. Sunt la abia la jumătate, 300 din 600 de pagini, se citește extraordinar de greu, o mare de maci. O să vă povestesc eu despre ea, pentru că dacă mi-am mâncat mie zilele, trebuie să mi le mănânce și vouă. Vă pup să vă bucurați de
zi, de soare, de libertate, de natură, de tot ceea ce întâlniți în drumul vostru. Pa, pa!